el. Și Mihai Viteazul, ajutând doamna Stanca, această tovarășă de viață și de suferință, iar mama lui, Teodora, care după moartea lui Mihai Viteazul s-a retras la mănăstirea Cozia sub numele de Maica Teofana și este înmormântat alături de Mircea cel Bătrân la mănăstirea Cozia, este iarăși un nume model de mamă, de moralitate, de susținere a unui ideal național. Deci, mie îmi place și m-a impresionat că vă numesc Mihai Viteazul și aș vrea să vă spun că activitatea de astăzi se desfășoară sub simbolul Craiova Oraș Cultural European 2021, iar elementul decorativ, sigla acestui panter, este chiar statuia lui Mihai Viteazul, de fapt simbolul orașului nostru. Asta înseamnă că dumneavoastră, Asociația Mihai Viteazu, veți fi de mare succes în Craiova și trebuie să onorați numele pe care îl votați și doamnele să se gândească. Poate ne alegem și un subiect cu doamna Stanca. Da. De pentru mine e un model de soție modestă, puternică, a unui om puternic și unui simbol național. Deci această expoziție organizată de Casa de Cultură Traian de Medescu la Galeria Medievală se desfășoară sub egida Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Local al Municipiului Craiova. Așa cum v-am spus, este o diversitate de tehnici de lucru și de exponate, pentru că e expoziție de grup și aș vrea să-mi permiteți să citesc și numele celor care expun. Foarte puține cuvinte o să mai spun despre fiecare artist. Dumneavoastră, cred că... Poate e mai bine așa, să mânăm și diploma în același timp. Deci, sunt unele nume cunoscute. Să-l cea numela. Am absolvit liceul de artă, clasa unui mare artist al Craiovei, unui mare profesionist, profesorul Ștefan Vrediceanu. Este un om sensibil în artă, un om extraordinar care a abordat și tehnica picturii și grafică și are foarte multe lucrări tratate decorativ, tratate pictural. Deci este o profesionistă în ceea ce face, are și multe lucrări foarte frumoase și valoroase din punct de vedere al artelor vizuale. Lia Maria Gașpar. Lia Maria Gașpar este iarăși un nume foarte cunoscut în Craiova, a făcut parte sau face parte din Cenatul Constantin Brâncuș, un alt nume emblematic al Olteniei. Are pasteluri, are peisaje romantice, are pictură în ulei, trece prin toate anotimpurile, reușind să pătrundă la fiecare esența simbolistică a anotimpurilor, dar și frumusețea. Este o pictură de atmosferă, o pictură de suflet. Mariana trece în față, Montegața Mariana. Felicitări pentru organizarea acestei activități. Am înțeles că în această formulă de senior art al Casei de Cultură este prima manifestare publică, artistică și o felicităm pentru lucrările pe care le face. Pictează foarte frumos, are multă forță în pictură și abia după ce am văzut sculpturile mi-am dat seama că de fapt are mână de sculptor, suflet de feminin și mână puternică la Michelangelo. Avea o expoziție personală în urmă cu puțin timp și lucrările au foarte multă forță. Ca să cioplești marmura, ca să cioplești piatra, îți trebuie chiar dăruire și multă plăcere de a găsi în forma brută, în piatra amorfă, în formă, să găsești scânteia care îi dă viață. Și Mariana reușește prin sculpturile să facă acest lucru. Felicitări, Mariana! Am înțeles, eu nu o cunosc pe fica ei, este aici fica ta? Nu.
Totdeauna părinții ne sacrificăm pentru copii. Mariana astăzi o reprezintă. Oana Miriana Montegarsa, cu o lucrare foarte modernă, foarte caldă, foarte portocalie, cu niște flori abstracte, dar rămânând în compoziție figurativă. Felicitări și pentru activitatea Oanei. Pârvulescu Nicolae, am avut plăcerea și onoarea să-l cunosc pe maestrul Pârvulescu, are o sculptură de o deosebită frumusețe și rafinament, de o deosebită diversitate, în lemn, cioplit, șlefuit, finisat, cu un finisaj extraordinar, cu o stilizare foarte frumoasă, o simbolistică deosebită și, în primul rând, simte esența lemnului. Mergeți, lemnul vă vorbește când lucrați. Mergeți pe linia lemnului. De multe ori, la lucrările în lemn, frumusețea este dată atât de mâna artistului și de tema pe care o reprezintă, dar și lemnul îl ajută, pentru că lemnul întotdeauna are ornamentele lui, formele lui naturale, care pot să pună în valoare sau să vă ajute în ceea ce faceți. Felicitări foarte frumoase! Luță Daniela, nu știu dacă este cineva aici, din partea doamnei doctor Luță Daniela, este o pictoriță sensibilă, are un portret al bunicii, peisaj, flori. Daniela a avut o expoziție personală în acest an la Galeria Volar, a participat la Muzeul de Arte din Calafat, unde Cenaclu Brâncuș a avut expoziție. Lucrează foarte mult, cu foarte multă plăcere, foarte multă sensibilitate și reușește să redea materialitatea florilor și personalitatea fiecărei flori. Am citit undeva și mi-a plăcut ideea că și un tablou este ca un câmp cu flori. Unele sunt foarte importante, solene, crini, trandafiri, eleganți, dar mai trăiesc pe lângă ele și brândușe mici, și nouita mică, și panseluțe mici, și soarele le încălzește la fel pe fiecare, și fiecare tablou, la fel ca și fiecare floare în această lume, își are locul lui, pentru că fiecare om este o personalitate diferită și percepe altfel realitatea. Deci, Daniela Luță reușește să le dea personalitatea fiecărei flori. Pictează toate florile, începând de la flori mici de primăvară până la ultimele tufănele și crizanteme somptuoase, importante de toamnă. În această tematică unică găsește o diversitate de exprimări plastice. Nu este aici, am înțeles. Benoni Mogoșanu, un tânăr foarte tată. Da. Are o forță de exprimare și o putere de muncă extraordinară, o vitalitate în culori, are culori, dacă vedeți, spunem noi în artă, fove. Curentul fovist este curentul care exaltă culoarea, juxtapune culoarea în așa fel încât culorile să se susțină, dar să se pună în valoare pentru a da maximă strălucire suprafeței pictate. Benoni, roșu, verde, culoare caldă, într-o culoare rece, culori complementare, reușește să redea această exaltare a culorilor, această trăire intensă, această ardere a culorilor, care îmbogățește spațiul plastic al tablourilor. Are foarte multe lucrări, are o fantezie extraordinară, merge și pe această tehnică modernă a suportului, indiferent că este o roată de mașină, că este o aripă de avion, că este un obiect pe care îl găsește întâmplător, stau așa să-l vedeți, pe maestru. Deci Benoni găsește utilitatea și face un obiect de artă. Deci ridică prozaicul, ridică banalul la rang de nivel de expresie artistică. Felicitări, Benoni! O tehnică pe care eu o cunosc doar ca iubitor de artă și iubitor de frumos este goblenul, doamna Sandu Elena. Ionela, Sandu,
Sandu Ionela. Dumneavoastră ați pus un problem. Da, da. Da. Felicitări, doamna Sandu. Ionela. Este o tehnică grea, este o tehnică frumoasă. Întotdeauna femeile în România au țesut, au cusut, au făcut haine soților, au țesut covoare, deci este o tehnică veche, dacă ne gândim și la Europa, prințesele își petreceau timpul liber brodând, fosând, deci este o tehnică, o artă nobiliară, o artă a răbdării, o artă a perfecționismului, iar lucrările pe care dânsa le-a prezentat suferă puțin pentru că nu le-a prezentat așa cum trebuie, cu paspartu, cu ramă, cu toată... După ce ați muncit, cred că ani de zile la ele, trebuia să le puneți în valoare, pentru că așa cum de multe ori o haină nu reprezintă omul, dar îl pune în valoare. Așa și o ramă, un paspartu la o operă de artă contează, la fel de mult contează asocierea lucrărilor sau locul unde le pui, pentru că fiecare lucrare trăiește. Am văzut în țările străine, în capitalele care au tradiție artistică și care au foarte multe pe fiecare stradă câte o galerie de artă, că în arta modernă, mai nou, se acordă o sală unei lucrări. De exemplu, la Galeria de Artă din Washington, Leonardo da Vinci este expus singur într-o sală imensă. Deci, în arta modernă nu se merge pe aglomerare de lucrări, pe lucrări multe, ci pe o lucrare pe care s-o pui în valoare cu toate mijloacele de care dispui. Aceasta înseamnă spoturi de lumină, chiar și atmosfera sonoră din jur, poziția în care o pui, drapaje, draperii, deci punerea în valoare a operei de artă, a lucrării pe care o crezi cu talent în primul rând și cu multă, multă muncă. Pentru că fiecare lucrare de aici presupune efort, muncă, renunțare la alte lucruri și investiție materială. Și arta întotdeauna a avut valoare și a avut succes și întotdeauna va fi la modă. Joița Ecaterina. Da. Felicitări, doamnă, sunt obiectele decorate cu diverse materiale. Ați văzut că tot în arta contemporană există o tehnică a asamblajului, o tehnică a colajului, o tehnică a aplicării diverselor materiale pe suportul, care înseamnă spațiul plastic al tablourilor, reușind să creezi structuri plastice noi. Deci aceasta înseamnă inventivitate și creativitate. O minte care creează artă e o minte creativă, așa cum matematica e o minte logică, așa cum oamenii de știință sunt analitici, așa cum scriitorii sunt o minte descriptivă, noi artiștii suntem creativi. Iar această creativitate cred că cel mai bine se vede în această culegere și alegere a materialelor potrivite pe care le organizează în tot felul de aranjamente și compoziții decorative. Este o artă și a reușit să creeze lucruri inedite și de efect și cu valoare estetică. Felicitări! Mulțumesc frumos, dar m-a ajutat și doamna Osna la mine. Deci, înseamnă că sunteți deja o echipă. Da, la mine, păi indicați-vă, domnule, că v-a pronunțat numele. Da. Deci, așa, da. Am ajuns, l-am lăsat, cum se spune, cei din urmă vor fi cei din tâi. Un tânăr artist care expune pentru prima dată alături de noi, Țeț Emilian, are o lucrare care se detașează de celelalte și ca realizare plastică, și compozițional, și ca dimensionalitate, o tehnică perfectă de lucru, o reluare a clasicismului din pictură, o temă mitologică, răpirea Sabinelor? Da. Temă mitologică redată într-un context neoclasic cu personaje foarte bine redate anatomic. Se spune că dacă vrei să vezi cât de bun e un pictor, să-i dai să picteze fața unui personaj, mâna unui personaj,
Iar la Crochiu este acea tehnică în care reprezint schematic un om, în, așa spunea profesorul nostru de la Institutul de Artă, de la Institutul Grigorescu, spunea că dacă un om sare de la etajul 2 până ajunge jos, trebuie să îl desenezi. Asta însemnând expresivitate, proporții, mișcare. Ceea ce regăsim și atunci lucrarea este construită la fel ca și o clădire, o casă. Dacă e fundația bună, dacă e construită bine, ea stă pe picioarele ei. La fel și pictura, desenul are niște reguli, aceste reguli ale tehnicii de lucru se regăsesc în lucrarea lui Emanuel. Îmi cer iertare, dar sora lui este Emilia Țeț și de asta am spus Emilian, îmi cer iertare, știam că e Emanuel Țeț. Deci e o lucrare foarte frumoasă și l-așteptăm cu expoziție personală în cena cu dumneavoastră, Mihai Gheazu. De bună. Cred că sunt toți artiștii, toată da-i surorii. Vă dăm diploma pentru dânsul. Dorim ca să vină celelalte lucrări, îl așteptăm. El este cetățean american, acolo și-a făcut studiile în America, la California Institute of the Arts, o prestigioasă facultate de pictură din America. A studiat 6 ani și a luat masteratul în pictură și un masterat în film și video. A fost foarte apreciat de americani și chiar i s-a spus uimitor pentru un român sărac. A trebuit să ia bani din bancă împrumut ca să-și facă această școală, iar aici în America mulți tineri de bani gata nu sunt capabili să absolve o asemenea universitate. El este mândru că este român și astăzi pentru prima dată a expus și în România o lucrare. Lucrările lui sunt în America, acolo a expus la Galeria Municipală a orașului Los Angeles și mai multe expoziții a făcut acolo în America, dar de data aceasta, fiind pentru puțin timp în România, a avut plăcerea să participe împreună cu doamnele de la Senior Art de aici, din Craiova. Vă mulțumesc! Așa cum am spus, această activitate se desfășoară sub sigla Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. Să sperăm că vom ajunge Capitală Europeană, să sperăm că dumneavoastră veți ajunge cu lucrările pe care faceți în Europa, ca să încântați Europa, să arătați așa cum a spus Emilia, că românii, românul s-a născut poet, dar românul s-a născut și pictor, s-a născut artist, că românii sunt sensibili, românii sunt inventivi, românii sunt muncitori și pot să facă lucruri de cel mai înalt nivel și de cea mai frumoasă, de cea mai mare valoare. Vă felicităm din partea Casei de Cultură, numele Casei de Cultură, spațiul care vă găzduiește. Vă felicităm pentru expoziția pe care ați realizat-o în această seară. Vă așteptăm oricând doriți să vă exprimați prin frumosul pe care îl creați, prin lucrările de artă, la Galeria Volar și la Galeria Medievală. Vă dorim în continuare o seară plăcută. Sărbători fericite, anul nou fericit, cu multe lucrări, cu multă muncă, cu multă bucurie și tot ce vă doriți. Mulțumim, doamne profesor Magda Bucerăduț, pentru prezentarea expoziției noastre, pentru faptul că totdeauna depune suflet în activitatea care o face și sperăm la fel să ne încurajeze și pe viitor. Avem nevoie de un ochi format, de tot ce a înmagazinat dânsa pe parcursul anilor și ne bucurăm când este în preajma noastră. Mulțumesc de asemenea celor care au venit să încurajeze acest nou grup Senior Art, care este sprijinit și face parte din Asociația Pensionarilor Civil Mihai Viteazu, deși depun un efort vădit pentru a ne susține.
și celorlalți care au venit în această expoziție. Este un debut al grupului Senior Art și sperăm pe viitor să avem cât mai multe expoziții. Sperăm expoziția deschisă. Pas cu grupul Gânsei. Suntem un colind românesc foarte bine cunoscut. De la Refrenci vă invităm să cântați cu noi. O, ce minună! Thank you.
rece, impresionante. Și da, în continuare, seara va fi plăcută și cu vocea doamnei Marola Marioara. Vă rugăm, vă rog, și după aceea ne cântă câteva colinde și domnul Sede Tupangiu. Mă surprinsă pe doamna Monte Graza, care este de origine italiană. Dar în, neavând cuvintele în italiană, am niște cuvinte românești. Chiar în după amiază asta și deci, trebuie să le citesc. La 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 la. Ce frumoasă este viața în bună dimineața. Să-i spui cu sufletul, cu mintea și cu gândul și cu inima curată să audă lumea toată. Pe cât ești de fericit când iubești și ești iubit. Bună dimineața soarei sau soarelui din soare. Inima de bucurii saltă pieta pentru tine. Toate florile din lume le-am cules doar pentru tine. Și le-am strâns buchet unit să-ți ureze bun venit. La 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 la. Deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și la viclai m-am fost, și la viclai m-am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut pe mama sa, și-am văzut pe mama,